Stimați cetățeni care ne privesc acum, eu v-am invitat la un briefing pentru a veni cu unele detalii destul de importante, unele declarații importante referitor la activitatea de mai departe a Partidului Socialiștilor, cât și la activitatea mea politică de mai departe. Așa că vă rog să fiți destul de atenți pentru că urmează niște declarații foarte, foarte importante, istorice, le-aș numi. Astăzi este data de 18 octombrie 2021 și peste două luni, pe data de 18 decembrie, va avea loc Congresul Extraordinar al Partidului Socialiștilor. 10 ani în urmă, eu am devenit președinte al Partidului Socialiștilor. În 10 ani, eu împreună cu echipa, noi toți împreună, am asigurat practic toate victoriile politice posibile pentru un partid politic. Noi am învins de două ori la alegeri parlamentare în 2014 și 2019, am avut cea mai mare fracțiune. Noi am învins în 2016 la prezidențiale. Noi am asigurat votarea unui președinte de parlament socialist. Am asigurat numirea în funcție de prim-ministru unui reprezentant din partea fracțiunii PSRM. Noi am învins în Chișinău și avem și acum în fruntea Chișinăului un reprezentant din partea Partidului Socialiștilor care conduce eficient municipiul Chișinău. Noi am învins de două ori în alegerile Bașcanului Găgăuzii și la moment mai multe localități, sute de localități, sunt conduse de către reprezentanții Partidului Socialiștilor. Atunci, în 2011, eu mi-amintesc că ne-am lansat, Partidul Socialiștilor era invizibil în sondajele sociologice. Dar faptul că am asigurat toate aceste victorii importante demonstrează că noi am luat decizii corecte din punct de vedere managementului politic pentru ca Partidul Socialiștilor să se miște înainte. Eu vreau să anunț foarte clar că Partidul Socialiștilor rămâne în continuare una dintre cele mai importante forțe politice din Republica Moldova. Peșcherul centru stânga este cea mai importantă. În Moldova acum este pe locul 2, pentru că cei de la guvernare încă mai sunt în top. Și eu din ce în ce au tot mai des vorbe că mai bine socialiștii erau la guvernare decât cei care sunt acum, care nu pot face față nici la o criză. Nici economică, nici socială, nici energetică, nici pandemică. Noi avem vaccine anticovid, dar numărul de cazuri este la fel de mare cum a fost și atunci când nu erau vaccini. De ce tot mai mult spun că cu socialiștii a fost mai bine? Și vreau mesajul să-l transmit la concetățenii noștri care ne privesc. Dragi prieteni, cu socialiștii a fost mai bine și la sigur va fi mai bine în viitor. Partidul Socialiștilor la sigur revine la guvernare deja mult mai repede decât se credeau unii. O să vedem când vor fi alegerile parlamentare. Vor fi ordinare sau vor fi anticipate. Vedem dacă vor ieși din această iarnă cei din guvernare galbenă. Dar un lucru foarte important noi de asemenea îl înțelegem. Nu este suficient să fii cel mai bun, cel mai profesionist, dar trebuie și la timp să iei unele decizii. Să te conformezi schimbărilor, să dai tonul schimbărilor, tonalitatea să o dai. De ce astăzi noi am avut ședința executivului politic al Partidului Socialiștilor? Noi am discutat mai multe subiecte, dar vreau să vă anunț despre două decizii foarte importante. Prima decizie. Noi am luat decizia și colegii m-au susținut, eu am venit cu propunerea, ca la Congresul Partidului Socialiștilor, care o să aibă loc peste două luni, să fie introduse modificări în statutul partidului, pentru ca partidul să fie condus de un organ colegial de conducere. Astfel, peste două luni, dacă se va vota la Congres aceste modificări, nu va exista funcția de președinte al Partidului Socialiștilor. Va fi organ colegial, organ executiv, care va alege un secretar executiv. Eu am propus să fie un număr de 5 membri a organului executiv, dar Congresul va decide. 5 sau 1.
6 sau 7 sau 8, deja cum va decide Congresul. Colegii mi-au propus ca să rămân în continuare cel puțin președinte de onoare al Partidului Socialiștilor. Decizia o va lua Congresul, dar important ce vreau să menționez, eu nu plec din partid, rămân în echipă pentru a asigura împreună cu colegii revenirea Partidului Socialiștilor la guvernare, ceea ce s-a întâmplat destul de rapid. Dar, încă o dată, prima decizie importantă care am luat-o, referitor la modificări de statut. Organ colegial de conducere. De asemenea, vor fi introduse unele modificări și în programul politic al partidului, cu accent pe interesele naționale și interesele poporului. Noi vom pune accentul nu pe mesaje geopolitice, cu toate că menținem ca prioritate parteneriatul strategic cu Federația Rusă, dar pe mesaje ce țin de interesul național, păstrarea tradițiilor noastre, ajutorul agenților economice autohtoni, accentul pe valorile noastre naționale și interesul național. O altă decizie, a doua decizie foarte importantă care am discutat-o și care am luat-o astăzi, este că eu am luat decizia să mă dezic, să refuz la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Eu știu că unii acum se bucură sau scârghesc. Dar eu, dacă sincer, nu văd sensul să fiu în acest Parlament. Eu consider că eu pot fi mult mai eficient în alte funcții. Deci, decizia care am luat-o astăzi și am discutat-o, că Dodon Igor refuză la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. O cerere în acest sens va fi transmisă secretariatului în următoarele zile. Acest lucru l-am luat din câteva considerente. În primul rând, eu consider că rolul meu ca lider de opoziție va fi unul mult mai activ în afara Parlamentului, cu o agendă 100% populară din casă în casă, din sat în sat, din raion în raion. Deci am decis că să nu fiu legat de agenda parlamentară, dar începând cu momentul când Parlamentul va lua decizia să aprobă hotărârea de Parlament de renunțare a mandatului, să fiu tot mai activ între oameni. Vreau să merg toate satele din nou, fiecare localitate. Vreau să fiu mai aproape de cetățeni, vreau să ajut agenții economice. Al doilea raționament, în contextul atacului guvernării asupra independenței procuraturii, vreau să demonstrez că nu mă ascund după imunitate. Eu am auzit diferite declarații. Uite, e deputat, se teme, nu mă teme de imunitate, n-am ce mă teme de voi. Încă o să vedem cine și pe cine. Deci, în momentul când m-am dezis de imunitate deputat, poftim, vreți să luptăm? Vreți să începeți dosare politice? Începeți. Și o să vă arăt cum se luptă. O să vedem la cine e mai tare caracterul. Și într-al treilea rând, eu îmi propun să consolidez relațiile economice Moldo-Rusie. Al treilea raționalment, de ce plec din Parlament. Voi vedeți ce se întâmplă în relațiile noastre bilaterale între Republica Moldova și Federația Rusă. Agenda a fost complet abandonată de actuala guvernare. Nu mai este nici vorbă despre prelungirea acelor înlesniri pentru exportatori. 60 milioane de dolari erau preferințe anuale pentru exportatorii de mărfuri de Moldova în Rusia. Nu este o politică clară de suport pentru oamenii noștri care se află în Rusia. Chiar și cu COVID-ul nu se dorește colaborarea cu Moscova. Eu nu mai vorbesc de faptul că s-a refuzat ca să importăm vaccinile anticovid rusești, Sputnik, care oamenii așteaptă. Chiar și statutul de observator la Uniunea Euroasiatică a fost abandonat de către actuala guvernare. În această situație, practic, de relațiile noastre bilaterale nu se ocupă nimeni. De ce eu am acceptat propunerea care mi s-a făcut? Să conduc o nouă organizație, Uniunea Oamenilor de Afaceri Moldo-Rusă, care deja este înregistrată la Chișinău, începând cu luna iunie,
Fondator al acestei organizații din partea Federației Rusie este Asociația Oamenilor de Afaceri de la Vaia Rusia, cea mai mare asociație din Federația Rusă, care are 7.000 de membri, cu un volum total de cifre de afaceri peste 40 de miliarde de dolari. Circa 3 milioane de oameni sunt angajați în aceste companii. În luna iunie această organizație a fost creată, eu sunt președinte al acestei organizații. În calitate de conducător al acestei organizații, mă voi ocupa cu aprofundarea relațiilor bilaterale economice, atragerea investițiilor străine, rusești în Moldova, ajutor agenților economici care au nevoie de suport în căutarea partenerilor ruși. Avem pregătit un program de studii amplu de start-up-uri pentru tineri antreprenori din Republica Moldova și mai multe acțiuni socio-umanitare de suport pentru agenți economici, pentru primării, pentru municipii și așa mai departe. Un complex, un pachet întreg de acțiuni care vor fi lansate în timpul cel mai apropiat. Repet, această organizație deja este creată, este la Chișinău, nu este vorba de plecarea la Moscova, este vorba de o organizație la Chișinău. Așadar, stimați prieteni, stimați jurnaliști, o să avem o nouă agendă începând cu zilele următoare. Eu o să fiu la fel de activ și disponibil pentru a discuta cu dumneavoastră. În următoarele săptămâni, luni, o să pregătim congresul partidului, care trebuie să-l facem la un nivel destul de bun, eficient, și o să mă ocup de contacte cu cetățenii zilnic în teritorii și, în afară de aceasta, ceea ce v-am spus, această organizație nouă care a fost lansată la Chișinău. Eu vă mulțumesc, vă urez sănătate și ne revedem parcursul acestei săptămâni. Mersi!